Festivitatea organizată pentru prima dată în spațiul public a debutat cu prezentarea onorului pentru inspectorul general al Jandarmeriei Române, colonelul dr. Mircea Olaru. Bună ziua! Să trăiți! În cuvântul comandantului școlii, colonelul Mircea Liviu Marian a evidențiat faptul că în acest an instituția de învățământ a fost acreditată. Șeful Serviciului Formare Profesională și Documentare din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, Laurențiu Hopu, a dat citire ordinului de acordare a gradului de sergent major și de recompensare a șefului de promoție cu înscrierea numelui pe placa de onoare. Este vorba despre sergentul major Dragoș Sandu și ceilalți absolvenți cu rezultate notabile au fost recompensați cu diplome. La au mai participat Constantin Harasim, subprefectul județului Suceava, Alexandru Rădulescu, vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Cătălin Coman, primarul municipiului Fălticeni, general de brigadă Eugen Șalar, IJJ Suceava, comisar șef Viorel Onea, IPJ Suceava, colonel Dan Hoffman, ISU Suceava, colonel Mugurel Anton, Centrul Militar Județean Suceava, colonelul Mihai Dascălu, STS Suceava, comisar șef Ioan Nichitoi, Poliția Fălticeni, precum și colonelul în rezervă Constantin Străjer și colonelul în rezervă Dan Rohozneanu, care au făcut parte din comanda școlii. Ceremonia s-a încheiat cu defilarea batalionului de absolvenți în acordurile muzicii militare a Brigăzii 15 mecanizate, Podul Înalt Iași și aplauzele întregii asistențe. Zi, cei 149 de subofițeri au fost repartizați în sistem videoconferință la unitățile Jandarmeriei Române în funcție de punctajul dintre media de absolvire și de școlaritate pentru cei 2 ani de studiu, urmând a se prezenta la unitățile operative începând cu data de 8 iulie.